Bună seara! Interviurile video Puterea Știrilor continuă live alături de mine astăzi prin intermediul Zoom. Este domnul Dumitru Nacu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență prin intermediul Zoom, domnule Nacu. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Nacu, înțelegem că reprezentanții Comisiei Europene au aprobat prelungirea până la 30 iunie 2022 a programelor incluse în schema de ajutor IMM Invest. Ce detalii ne puteți oferi? Așa cum am anunțat și în ultima mea prezență la dumneavoastră în studio, Comisia Europeană a luat act de doleanțele Asociației Europene a Fondurilor de Garantare și a invitat toate statele membre să-și exprime un punct de vedere cu privire la prelungirea cadrului temporar, pentru că vorbim despre schema de ajutor de stat, cadru temporar, privind ajutoarele de stat. Și, așa cum am anunțat, Comisia a aprobat într-o primă fază prelungirea. România are două măsuri active pe această schemă ajutor temporar de stat. Este vorba despre programul IMM Invest și subprogramul Agro Invest, care sunt prelungite de către Comisia Europeană până la 30 iunie 2022. Acesta este primul pas anunțat de către Comisie, după care fiecare stat membru trebuie să transmită proiectul de ordonanță de urgență Comisiei Europene pentru a aproba pe fiecare stat membru condițiile pe fiecare program în parte. Există și un termen limită pentru fiecare stat în parte? Termenul limită este ca să putem să fim în perioada de prelungire până la 31 decembrie 2020, până la sfârșitul acestui an. Dacă reușim până la să transmitem, noi deja am transmis Consiliului Concurenței noul draft al celor două programe, inclusiv cea de-a treia schemă IMM Factoring, care este pe circuit de avizare în plenul Parlamentului, și urmează ca Consiliul Concurenței să transmită Comisiei Europene și după care schema va fi notificată. În momentul în care avem notificarea de la Comisia Europeană, printr-o ordonanță de urgență, guvernul trebuie să prelungească acest program. Așa cum am menționat, termenul limit ar fi 31 decembrie 2021. După cum țineți minte, anul trecut, cred că în 30 decembrie, s-a dat ordonanța de urgență prin care se prelungea IMM Invest. A fost prima ședință, cred că, a guvernului Florin Cățu. Ne încurcă, în vreun fel, să spun așa, faptul că nu avem acum un guvern cu putere depline pentru în funcționarea celor 5 programe? În acest moment nu există, așa cum am menționat, nu există o problemă, pentru că termenul este până la 31 decembrie. Încă noi n-am transmis decât la Consiliul Concurenței aceste notificări, deci nu cred că vor exista probleme și nu se vor rezolva până la sfârșitul anului. Mai mult de atât, astăzi ați văzut, Comisia Europeană a aprobat o schemă transmisă de către guvernul Florin Cîțu. Este vorba despre schema în valoare de 358 de milioane de euro, aproximativ 1,8 miliarde de RON, pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii afectate de coronavirus și de măsuri restrictive pe care guvernul român trebuie să le impună în aplicarea lor. Este o veste bună pentru întreprinzători, pentru că și această schemă de ajutor de stat aprobată astăzi de către Comisia Europeană este tot în cadrul temeiului temporar privind ajutoarele de stat. Prin această schemă, ajutorul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții în activități productive până la o sumă de 1 milion de euro. Deci, practic, este măsura 3 pe care guvernul o va reîncepe pentru întreprinderile mici și mijlocii care au fost afectate de coronavirus. Ca buget, guvernul speră să
fie ca beneficiari un număr de 4.000 de societăți. La fel, schema de ajutor de stat se supune, așa cum am spus, sprijinului cadrului temporar, adică ajutorul de stat nu poate depăși 1,8 milioane de euro per beneficiar. Se acordă până la 31 decembrie 2021, adică, practic, odată aprobat această schemă, trebuie să înceapă și depunerea lor. Deci, după cum vedem, avem și vești bune de la Comisia Europeană pentru mediul de afaceri din România. Ce condiții trebuie să respecte cei care vor să beneficieze de acești bani? Schema, atât schemele noastre de ajutor de stat, IMM Invest, Agro Invest, IMM Factoring, IMM Leasing, dar și noua schemă aprobată astăzi de către Comisia Europeană, sunt pentru întreprinderile, pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de pandemie, precum industria prelucrătoare, construcții, comerț, ridicata, cam toate codurile CAEN, pot fi eligibile societățile care au fost înființate în România până în 31 decembrie 2018 și trebuie să fi realizat profit din exploatare pe parcursul anului 2019. Și sunt trei condiții clare, practic, în toate aceste scheme: să nu fie în dificultate în anul 2019, să fie realizat profit în anul 2019 înainte de pandemie și, așa cum am spus, să fie înființate înainte de 31 decembrie 2018, pentru că se trebuie un exercițiu fiscal. Deci, foarte important, nu se ia în calcul această perioadă de pandemie. Da, este și normal, pentru că aceste scheme de ajutor temporar pentru întreprinderi mici și mijlocii, ca obiectiv central, au fost acele firme care au fost afectate de pandemie. Deci perioada anului, cu toate că sunt societăți comerciale care au realizat în anul 2020 profit, ele nu beneficiază, pentru că se ia în considerare anul fiscal înainte de pandemie. Atât dacă erai în dificultate, era clar că nu erai din cauza pandemiei, iar trebuia să fii pe profit, înseamnă că nu avea efect asupra indicatorilor macro și microeconomice ai întreprinderii mici și mijlocii. Cât de mult au crescut solicitările de creditare venite din partea sectorului Horeca în această perioadă plină de restricții? Aveți câteva date să ne oferiți? Da, pe programul IMM Invest, datele la această oră, la 27 octombrie, plafonul alocat pe programul IMM Invest de către Fondul Național de Garantare a fost epuizat către cele 21 de instituții financiar bancare. În acest moment, băncile sunt 4 instituții financiar bancare care au epuizat plafonul. Deci din plafonul de 12,4 miliarde, 70% a fost epuizat de către instituțiile financiar bancare. În acest moment avem un număr de 13.000 credite garanții aprobate, deci bani care sunt deja în conturile celor 13.000 de IMM-uri. Valoarea finanțării se ridică la 10,2 miliarde, adică aproximativ 1,2% din produsul intern brut. Iar garanția acordată în nume și constat de către guvern prin fondul de garantare este de 8,3 miliarde. Rămâne aceeași dispersie a celor două tipuri de facilități, ca și în anul 2020. 85% din întreprinzători accesează pe activitatea curentă, de pe acea linie de capital de lucru, linia revolving pe 3 ani, capital de lucru, iar diferența de 15% accesează creditul de investiții pe 6 ani. Din punct de vedere al activităților. Auziți? Firmelor, da, din punct de vedere, zic, al activităților, firmelor care accesează IMM Invest, observăm față de anul 2020 o inversare între locul 1 și 2. Dacă anul trecut pe primul loc erau lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale, anul acesta pe locul 1 sunt transporturile rutiere de marfă,
care au 3700 de credite, urmate de lucrările de construcții, lucrările de comerț și pe locul 4 sunt, ca și anul trecut, activitățile din Horeca. Există posibilitatea ca în următoarea perioadă guvernul să aloce mai mulți bani pentru acest sector, mai ales că este sectorul cel mai afectat de pandemia de coronavirus? Vestea de astăzi de la Comisia Europeană, ați văzut, în primul rând, este pentru acest sector, acel ajutor de stat care va fi acordat, așa cum am spus, în valoare de 358 de milioane de euro. Vor beneficia principal din acest segment, din segmentul afectat, că nu numai în Horeca au fost și în producție. Este clar că această schemă de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană vine să completeze măsurile pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă. Din punct de vedere al Fondului Național de Garantare, știți foarte bine că pe lângă programul IMM Invest, unde sunt eligibili cei din Horeca, mai există IMM Leasing, unde își pot lua echipamente și utilaje, tot la fel cei din Horeca. Second Hand este singura linie de finanțare în care avansul este zero, sunt 5 milioane de lei, adică 1 milion de euro pe 6 ani de zile, în care 8 luni de zile statul român, Ministerul de Finanțe și Fondul de Garantare îți suportă 50% din costurile leasingului, deci este un program complementar. Și bineînțeles avem cel mai complet instrument financiar, este vorba despre Agro IMM Invest, un program care de asemenea vine să rezolve o altă problemă, este vorba de problema din agricultură, dar mai ales din industria de prelucrare, de procesare, industria agroalimentară, și este singurul program pentru industria vinului și industria berii în acest moment. Instrument financiar care la început guvernul a alocat 1 miliard, plafon de garantare, și vreau să vă spun că de la începutul programului, practic din luna a cincea, deci 5 luni de zile, deja solicitarea din partea fermierilor, a mediului de afaceri din agricultură, este de 4 ori mai mare. A crescut, plafonul a fost majorat de la 1 la 4 miliarde și în acest moment s-au acordat credite în valoare de 2,6 miliarde de lei doar pentru agricultori. Este vorba despre un număr de 2100 de credite garantate de către Fondul Național de Garantare cu 1,8 miliarde. La fel și la Agroinvest ca la IMM Invest se menține această dispersie între cele două facilități. Creditul de investiții 15%, activitatea curentă este în acest moment 85%, pentru că întreprinzătorii în această perioadă de criză marșează mai mult pentru menținerea activității și, așa cum spuneam în intervențiile mele anterioare, prin IMM Invest, vorbim de IMM Invest 2020 și IMM Invest 2021, programul IMM Invest a început la 1 iunie, deci de la 1 iunie 2020 până în prezent s-a acordat un număr de 40.000 de credite pentru întreprinderile mici și mijlocii, în suma totală fiind de 26 de miliarde, ne îndreptăm spre 30 de miliarde, adică 3% din produsul intern brut, iar statul român, așa cum am spus, a garantat cu 20 de miliarde. Deci, practic, este cel mai de succes program și cel mai mare parteneriat public-privat din istoria României, pentru că este un parteneriat între guvern și sistemul financiar bancar. Iar suma infuzată de sistemul bancar în economie și mai ales în întreprinderile mici și mijlocii ajunge, așa cum am spus, la 40 de miliarde. Noi sperăm ca până la sfârșitul acestui an să ajungem la 50 de miliarde, adică aproximativ 5% din produsul intern brut. Facem și o paralelă
paralelă între cât este deficitul României și, practic, rolul de multiplicare al garanției nume și constat, care poate, prin acest program, putem să acoperim, să zic așa, deficitul bugetar al României. Dacă până la sfârșitul anului și cu prelungirea pe care o vom obține de la Comisia Europeană, acest program va continua și în anul viitor. Noi sperăm ca să se rezolve această problemă de dezechilibru macroeconomic. În datele pe care le aveți, care este cel mai solicitat program la această oră? În acest moment este Agro-IMM Invest. Este deja, IMM Invest a fost dat la Comisia Europeană ca un program de best practices, pentru că România este singura țară în care garanția noi și constat este 90%, în celelalte state membre garanția este doar 80%, și Agro-IMM Invest este cel mai accesat deoarece îndeplinește condițiile unui instrument financiar conform directivelor europene, în care se menționează că instrumentul financiar trebuie să aibă cele trei mixuri de finanțare: garanția anume și constat, cazul României 90%, creditul bancar, și aici se acordă un credit de maxim 10 milioane de lei, și alocația financiară nerambursabilă, unde în cazul Agro-IMM Invest, pe lângă cele 8 luni de zile scutiri de dobânzi, comisioane de administrare de risc și de garantare, se adaugă și o alocație financiară de 10%, care nu poate să depășească 270.000 de euro pentru cei din agricultură și 1,8 milioane de euro pentru ceilalți din celelalte sectoare. Este programul cel mai accesat și iarăși vreau să vă menționez faptul că dacă la început a fost un miliard, practic guvernul a suplimentat, să spun așa, la 4 miliarde pentru a acoperi această nevoie a agriculturii din România. Tot mai mulți experți, domnule Nancu, vorbesc despre o criză economică iminentă. Există soluții la nivelul guvernului, dar mai ales la nivelul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru a diminua efectele acestei crize? Păi, tocmai despre asta vorbește Guvernul României în această perioadă și în anul 2020. Am intervenit cu aceste măsuri anticiclice cunoscute în economie, pe teoria care spune clar că în momentul de boom economic, guvernul trebuie să mărească taxele și să nu intervină în economie, și pe context de criză, cum găsim acum, ne aflăm acum, intervenim cu astfel de măsuri anticiclice, în sensul că, așa cum am spus, doar pe cele două programe, IMM Invest și Agro Invest, ajutorul de stat plătit de către Guvernul României pe anul 2020 a fost de 545 de milioane de lei, anul acesta 450 de milioane, deja am depășit un miliard total și programele încă sunt în derulare. Deci, practic, guvernul a intervenit prin aceste măsuri. Astăzi ați văzut această schemă, a fost aprobată de către Comisia Europeană, adică o veste nemaipomenită pentru mediul de afaceri, pentru IMM-urile din România. Și în continuare, așa cum am mai menționat la dumneavoastră, știți foarte bine că de la preluarea mandatului mi-am stabilit obiectivul principal ca Fondul Național de Garantare să fie partener în cadrul programului InvestEU, care este cel mai mare program de investiții al Comisiei Europene. Suntem singura instituție financiară nebancară din România care ne aflăm în etapa a cincea, deci practic am trecut toate etapele de la Comisia Europeană. Am semnat deja săptămâna trecută, am semnat contractul cu KPMG, un consorțiu KPMG România și KPMG Luxemburg, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru a intra în etapa de auditare. Am avut primele două ședințe de auditare pe cei 7 piloni, Pillar Assessment, astfel încât până la 31 martie să avem semnat acordul de asociere încheiat între România prin Fondul Național de Garantare și Comisia Europeană. În sensul că
Prin acest program, cel mai mare program al Comisiei Europene, noi, Fondul Național de Garantare, va putea deveni partener de implementare a garanției indirecte a Uniunii Europene, în sensul că vom înlocui garanția nume și constat cu garanția europeană. Deci, practic, vom prelua presiunea de pe bugetul de stat și nu vom mai acorda garanție nume și constat de la bugetul României pe datoria publică, ci pe garanția indirectă a Uniunii Europene. Ea este formată din 70% garanție indirectă a Uniunii Europene, plus 30% care va fi din capitalurile proprii pe care le are Fondul Național de Garantare. Plafonul va fi și mai mare. Da, noi marjăm, este cel mai mare, este planul Juncker, dacă, mă rog, el a fost lansat în 2018, planul Juncker, InvestEU este cel mai mare program și în acest, pentru a putea semna acordul de parteneriat cu Comisia Europeană, trebuie să fim auditați de către acest consorțiu la nivel european, KPMG, care este unul din cei mai importanți auditori, și în momentul acesta, acela Comisia Europeană ne va mandata să acordăm această garanție într-o primă fază, bine ați întrebat, care va fi plafonul, la capacitatea noastră și dacă vom reuși să creștem capacitatea administrativă prin descentralizarea la nivelul regiunilor de dezvoltare. Noi ne-am făcut un calcul că am un plafon de 650 de milioane de euro. Practic va fi contribuția Comisiei Europene, la care vom adăuga diferența de până la 1 miliard participarea fondului de garantare. Domnule Nancu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la Puterea Știrilor. Vă invit să rămâneți alături de noi, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube, Puterea Știrilor. Vă mulțumim!